Proiectul de lege care permite ca un referendum local să poată avea loc în aceeași zi și în aceleași secții de vot cu alegerile prezidențiale, locale sau europarlamentare a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional. Dacă inițiativa va fi promulgată de președinte, primarul general al capitalei Nicu Șordan ar putea organiza referendumul cu privire la împărțirea banilor între primăria generală și primăriile de sector, concomitent cu primul tur al alegerilor prezidențiale pe 24 noiembrie. Ar fi folosite aceleași stampile, secții de vot, dar și același birou electoral municipal, ceea ce ar reduce costul organizării scrutinului.